să deschideți Biblia împreună cu mine. Să văd cât de bine cunoașteți Biblia acum, la cartea Hagai, capitolul 2. Care este ultima carte din Vechiul Testament? Ultima carte din Vechiul Testament este Maleahi. Penultima carte din Vechiul Testament este Zaharia. E cartea de dinainte de Zaharia este cartea Hagai. Și acum vă spun și pagina, să găsiți mai ușor. 907 pagina, Hagai, capitolul 2. Voi citi un text care începe de la versetul 10. În timpul în care citesc textul, voi aduce și câteva explicații, pentru că textul este puțin mai neobișnuit. Să nu considere cineva că adaug la cuvântul Domnului, ci doar aduc câteva explicații pentru ca să putem să ne înțelegem mai bine. Pagina 907, Hagai, capitolul 2, versetul 10, spune felul următor. În a 24-a zi a lunii a 9-a, luna a 9-a după calendarul evreiesc, după calendarul nostru ar fi 24 decembrie, stați liniștiți, nu va fi o predică de Crăciun, în anul al doilea lui Dariu, Dariu era împăratul Babilonului, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Versetul 12, fiți foarte atenți că este neobișnuit. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn, sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Ce vrea să spună versetul acesta? Că noi oamenii nu putem transmite sfințenie. Niciun om din lumea aceasta nu poate transmite sfințenie. Dar ce pot oamenii să transmită? Ia uitați-vă la versetul 13. Și Hagai a zis, dar dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate, oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Iată că putem și noi transmite ceva. Putem transmite contaminare sau păcat. Întoarceți pagina împreună cu mine la versetul 15 și fiți foarte atenți. Uitați-vă, zice versetul 15, dar cu băgare de seamă sau cu atenție. La cele ce s-au întâmplat până în ziua de astăzi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Versetul 17 spune așa. V-am lovit cu rugină, nu în mașini, ci zice în grâu și cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea, zice Domnul, tot nu v-ați întors la mine. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de astăzi, până la 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici mochinul, și nici rodiul, și nici măslinul, n-au mai adus nimic. Ce zice Biblia aici? Câtă vreme, zice Domnul, n-ai ascultat de mine, nu te-ai pocăit, eu te-am pedepsit. Dar fiți atenți că se termină textul cu o promisiune. Dar din ziua aceasta, zice Domnul, din care zi? Din ziua în care hotărăști să te pocăiești și să te întorci la mine, din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Amin. Amin. Doriți ca Dumnezeu să vorbească în seara aceasta. Amen. Amin. Știți care este o singură condiție ca Dumnezeu să vorbească? Amin. Biblia zice așa. Ascultă poporul meu și voi vorbi, zice Domnul. Singura condiție ca Dumnezeu să vorbească în această seară este ca dumneavoastră să ascultați. Și să fiți atenți. Apropo de lucrul acesta, mă duc aminte când eram copil, cum făcea să ascult, stăteam în biserică și cuvintele predicatorului treceau pe lângă mine fără să mă atingă. Și mi-aduc aminte când doream să cânt o cântare. O cântare pe care am auzit într-o dimineață cântându-se biserica noastră. Cântare veche, nu știți voi, omul este ca vaporul. Și pentru că n-am fost atent, seara am cântat, omul este ca tractor. A venit un frate mai vârstă la mine și mi-a zis, frate, mi-a zice, poate este ca tractorul când se enervează. Dacă ascultați cuvântul lui Dumnezeu, îl veți înțelege corect și îl veți aplica apoi corect. Dacă nu, îl înțelegeți greșit și după aceea îl aplicați greșit. În urmă cu aproximativ o lună și ceva, eram undeva într-un sat în județul Bihor, un sat risipit pe niște dealuri, ce drumuri, cum aveți voi asfaltate, ce autostrăzi, cu niște drumuri desfundate la poalele unui deal, participam la una dintre cele mai dureroase înmormântări la care am fost odată. Înmormântarea unei femei de doar 34 de ani, care a murit în a 8-a lună de sarcină, datorită unei comoții cerebrale, își aștepta primul copil. Îmi aduc aminte de durerea și am citit-o pe fața soțului acelei femei. Asistarea înmormântarea soției lui,
și copilul lui pe care l-aștepta. I-au înmormântat în același loc pe această femeie, ținându-și copilul în brațe. Eram la marginea gropii și m-am întrebat atunci un lucru. E o întrebare care îmi vine în minte de foarte multe ori, când trec prin necaz, când cineva apropiat mie se îmbolnăvește. E o întrebare care ne apare la toți în minte. L-am întrebat atunci pe Dumnezeu, Doamne, unde ești Tu acum? Și Dumnezeu mi-a răspuns a doua oară în viață atunci. Mi-a zis așa, eu sunt chiar aici, pentru că numele meu este Emanuel. Și tradus Emanuel înseamnă Dumnezeu cu voi. Sunt chiar aici, la această margine de groapă, la această margine de sat, la această margine de țară, la această margine de univers. Pentru că mie îmi pasă de fiecare dintre voi. Am venit în seara aceasta, dragii mei, până la voi, la Viena. Să vă aduc aminte de un lucru pe care deja știați. Dar un lucru pe care îl uităm de foarte multe ori. Să vă spun încă o dată că numele lui Dumnezeu este Emanuel. Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Amin. Să vă spun că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre voi. Să vă spun, dragi copii, că lui Dumnezeu îi pasă de voi. Să vă spun, dragi tineri, că lui Dumnezeu îi pasă de problemele voastre sentimentale, ce vouă vi se par la vârsta aceasta universale, cosmice. Lui Dumnezeu îi pasă de problemele pe care le ai în familie. Lui Dumnezeu îi pasă de faptul că ai probleme cu soțul tău sau cu soția ta. Lui Dumnezeu îi pasă de faptul că n-ai bani în buzunar. Lui Dumnezeu îi pasă de faptul că medicul ți-a spus că ești bolnav și că nu mai există șansă pentru tine. Am venit, dragul meu ascultător, să-ți aduc aminte încă o dată că numele lui Dumnezeu este Emanuel și că lui Dumnezeu îi pasă slăvit să fie numele lui. Acolo, la marginea acelui deal, i-a spus lui Florin, pentru că așa îl chema pe Florin, cel care și îngropa soția și copilul nenăscut. I-a zis, Florine, peste dealul acesta, într-o dimineață, va răsări soarele nostru Iisus Hristos. Ziua aceea nu-i departe, în curând, vei auzi, Maranata, vine Iisus Hristos. În ziua aceea vei putea pentru prima dată în viața ta să îți îmbrățișezi copilul pe care n-ai reușit să-l îmbrățișezi în lumea aceasta. Și am venit să vă spun și vouă același lucru. Că lumea aceasta din care noi facem parte, lumea aceasta materială, ordinea aceasta materială e aproape de sfârșit. Și într-o zi aici în Viena, și eu la Oradea, sau oriunde voi fi în clipa aceea, vom auzi cu toții strigându-se, Maranata, vine Iisus Hristos. Amin. Ne zice Biblia că atunci când Iisus va striga, cei care vor fi în mormânt vor ieși din mormânt cu moartea pe moarte călcând. Va fi prima dată în viața mea când îl voi vedea pe bunicul ca la 30 de ani. Va fi prima dată în viața mea când mă voi întâlni cu cei dragi ai mei care au trecut din lumea aceasta. A venit de asemenea să vă aduc aminte că sunteți trecători în lumea aceasta. Când ai 25 de ani sau 27 de ani cum am eu sau ai 30 de ani sau ai 40 de ani, îți spui, nu voi muri niciodată. Dar eu, omule, am venit să-ți aduc aminte că viața ta este ca un colind în lumea aceasta. Odată cu sărbătoarea, colindul se încheie. Am venit să spun că mai devreme sau mai târziu, tu va trebui să stai înaintea celui care a creat cerul și pământul. Să-ți aduc aminte că într-o zi vor fi deasupra ta 2 metri de pământ și o cruce. Și fie că va fi o cruce de marmură sau fie că va fi o cruce de lemn, pe fiecare cruce scrie același lucru. Anul nașterii tale și anul morții tale. Și între cei 2 ani, ce marcă la mașină ai avut? Și între cei 2 ani, câți bani ai avut în bancă? Oare? Și între cei 2 ani ce diplome ai strâns, nu. Și între cei 2 ani o amărâtă de liniuță. Fie că e cruce de marmură, fie că este cruce de lemn. Și stai înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. A venit să-ți aduc aminte de clipa când va trebui să stai înaintea celui care a creat cerul și pământul. Am o poezie. Nu sunt un mare poet în viață, sunt în viață, dar nu un mare poet. Și poezia spune așa. Mă voi întoarce acasă într-o zi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele. Și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte, de sărbătoare plină de venin, departe voi fugi, departe. În țara mea iubită am să ajung, ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie acolo drumul cât de lung, voi merge cu credință înainte și nu voi mai călca niciodată hotarul țării mele înapoi, cu inima de dor înmirezmată, voi rămânea, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi,
în raiul frumuseților natale și rănile de acum s-o odihni când voi sfârși în cântec astă cale. Îmi place atât de mult poezia aceasta că nu este patetică și lacrimogenă în spiritul nostru românesc. Când voi sfârși fără speranță, când voi sfârși în cântec astă cale. Aleluia. Pentru că eu știu un lucru. Numele meu este scris într-o carte. Amen. În cartea vieții numită de Biblie și în cartea aceea sunt scrise numele tuturor celor care l-au pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Nu e important în viața aceasta ca numele tău să fie scris, eu știu că bucată de hârtie, certificat de proprietate. Nu e important ca numele tău să fie scris pe un birou important, e important, dragul meu ascultător, ca numele tău să fie scris în cartea vieții și să știi că atunci când mori, tu nu te duci în neam, cum zice filozofia, tu nu te duci în iad despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, ci tu te duci în cer și te vei bucura pentru totdeauna cu Mântuitorul tău, cu Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui, amin? Amin. Slăvit să fie numele Lui, amin? Amin. Am plăcut de data asta, pare că a fost ceva mai interes. Până la sfârșit, cred că veți prinde mai mult curaj. Câteodată, vara, când mă duc la munte și privesc în sus, mă uit la lumina stelelor și îmi dau seama că unele dintre stelele pe care eu le văd azi nu mai există de mult. Ceea ce văd eu este doar lumina care a călătorit până la noi mii și mii de ani lumină. Vorba poetului român care spune, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ajungă. Văd că-l cunoașteți pe Minescu. Viteza luminii, trebuie să mă uit și eu aici, că nu m-am cu cifrele, este de 499.792.458 de metri pe secundă. Stați liniștiți, după terminarea predicii, n-am să întreb pe nimeni care e viteza luminii. Dar dacă s-ar fi inventat o mașină care să prindă viteza luminii, aș fi ajuns până la Viena într-o fracțiune de secundă. Dacă s-ar inventa un avion care să prindă viteza luminii, atunci cu avionul acesta, în aproximativ 2 secunde, ai ajunge până la Lună. Dacă ai continua această călătorie intergalactică, în aproximativ 8 minute ai ajunge până la Soare. Dacă Soarele nu te-ar arde suficient de tare și tu chiar să mergi mai departe, în aproximativ 4 săptămâni cu viteza aceasta incredibilă, cu viteza luminii, ai ajunge până la cea mai îndepărtată planetă din sistemul nostru solar, o planetă cu nume de desene animate, până la planeta Pluto. Dacă ai vrea și ai putea să mergi mai departe, să ajungi până la cea mai apropiată stea de Pământ. Și noi când privim înspre cer, vedem miliarde și miliarde de stele, dar cea mai apropiată stea de Pământ, cu numele Alpha Centauri, se află la 5 ani lumină. Ar trebui să călătorești cu viteza luminii aproximativ 5 ani, fără să te oprești la niciun fel de benzinărie intergalactică, și în aproximativ 5 ani ai ajunge până la Alpha Centauri. Dacă vrea să ajungi la marginea galaxiei noastre numită în Calea Lactee, cu aceea viteză incredibilă a luminii, ți-ar trebui aproximativ, țineți-vă bine, 100.000 de ani. Și dacă după 100.000 de ani n-ai ieșit încă la pensie și mai ai puterea de a merge mai departe, ca să ajung la cea mai apropiată galaxie de galaxia noastră, numită galaxia Andromeda, ne-ar trebui cam 2.200.000 de ani. Și oamenii de știință, astronomii, spun că în universul acesta există milioane și milioane de galaxii. Și că fiecare galaxie, la rândul ei, are miliarde și miliarde de stele. Oamenii de știință spun că există în universul acesta mai multe stele decât firicele de praf în deșertul Sahara. Și după părerea mea, culmea întării ar fi să poți să numeri toate fericele de praf din deșertul Sahara și eventual afumate să uiți numărul și să cer încă o dată. De fiecare dată când privesc în sus și mă uit la universul acesta care pare fără margini, știți care este prima întrebare care apare în mintea mea? Dacă universul acesta pare fără margini, dacă universul acesta este atât de mare, oare cât de mare trebuie să fie Dumnezeul care a creat acest univers? O, oare cât de glorios, oare cât de măreț, oare cât de slăvit trebuie să fie acest Dumnezeu? O, Biblia numește Dumnezeu El Shaddai, adică Dumnezeu atotputernic. Îi spune Dumnezeul oștirilor, adică Dumnezeu de necuprins, de minte omenească.
Și am venit să vă spun în seara aceasta că cu toate că Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu măreț, ne spune Biblia că a coborât în lumea aceasta, s-a îmbrăcat umil, a fost scuipat, a fost baciocorit, a fost bătut până acolo, încât spune istoria, bucăți din carnea lui atârnau pe trup. Știți de ce? Pentru că lui îi pasă de fiecare dintre noi să vii să fie numele. Și poate nu s-ar opri în dreptul nostru primarul acestei localități, sau președintele României, sau a Austriei. Dar am venit în seara asta să vă spun că există cineva prezent în locul acesta care se oprește în dreptul nostru a fiecăruia. El este Dumnezeul care ne-a creat. Slăviți să fie numele Lui. Întrebarea mea pentru tine în seara aceasta și întrebarea la care dorești ajutorul lui Dumnezeu să ofer un răspuns prin predica din această seară este: cât de mare este Dumnezeul tău? Și când vei merge acasă, va trebui să rămână în mintea ta această întrebare: cât de mare, omule, e Dumnezeul tău? Tu care te numești creștin penticostal, tu care te numești creștin baptist, tu care te numești creștin ortodox sau de o altă confesiune, cât de mare e Dumnezeul tău? Noi românii avem o concepție greșită despre Dumnezeu. Unii dintre noi ne imaginăm că Dumnezeu e un fel de bătrân cu barba albă care stă izolat în universul acesta și când se enervează mai trimite tunete și fulgere și cataclisme înspre noi, înspre pământeni. Când eram copil, bunica îmi spunea: Adi, dacă nu ești cu minte, să știi că Dumnezeu trimite tunete și fulgere. Și eram cu minte doar cât tuna și fulgera. Noi românii parcă nu avem nici puterea să zicem lui Dumnezeu, Dumnezeu. Românul obișnuit îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Doamne. Ne place puțin să-L alintăm, să-L așezăm puțin deasupra noastră. Am o întrebare pentru tine. Nu mă interesează din ce biserică vii în seara aceasta. Dragul meu ascultător, cât de mare este Dumnezeul tău? Vreau să vă fac o mărturisire în această seară. În urmă cu câteva luni de zile am fost la un medic și medicul mi-a spus că va trebui să suport o intervenție chirurgicală pe cord deschis, adică pe inimă. În momentul în care medicul mi-a spus lucrul acesta, am simțit că pământul fuge de sub picioarele mele. Dacă m-ar fi lovit direct în față, fără să-mi zică nimic, mă simțeam mult mai bine. Când am ieșit de acolo, am mers la un alt medic și medicul acela mi-a spus că am hernie de disc. Ca toate să fie perfect. Și am stat de vorbă cu mai mulți medici și ne-au spus toți că în iarna aceasta n-am să pot predica la niciun fel de evanghelizare. Iarna asta am predicat la cele mai multe evanghelizări. Știți de ce? Pentru că eu am un Dumnezeu care poate vindeca de cancer, nu de virulă. Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare. Amin. Cât de mare este Dumnezeul tău? Și am să vorbesc în seara aceasta despre un Dumnezeu mare prezentat de un profet mic, cu numele Hagai. Pe Hagai numim profet mic nu pentru că era doar de 1,50 m sau 1,60 m. Hagai este un profet mic pentru că are o carte de mici dimensiuni, de doar două capitole. Și dacă veți citi cartea aceasta, și sper că o să o citiți, dar nu în timpul predicii mele și acasă, veți observa că de la începutul cărții până la sfârșit, Hagai e pentru singurul lucru. Oameni buni, Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare. Și așa cum v-am spus, cu ajutorul Domnului, în această seară vreau să vorbesc despre un Dumnezeu mare prezentat de un profet mic. Evreii din vremea lui Hagai nu credeau acest lucru, așa cum românii din vremea noastră nu cred acest adevăr. Nu credeau nici ei, cum românii de astăzi nu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și pentru ca să puteți înțelege mai bine textul care a fost citit, un text mai neobișnuit, în foarte scurte cuvinte vreau să vă prezint contextul în care acest Hagai, un profet evreu, a venit cu profeția lui. Contextul în care el vine și vorbește poporul evreu. Majoritatea dintre dumneavoastră, cred că ați crescut în biserică, știți că la un moment dat în istoria poporului evreu, poporul evreu a ajuns într-o robie de 70 de ani, numită robia din Babilon. De acolo, din robia din Babilon, Dumnezeu cu mână tare îi scoate pe evrei și evrei, aproximativ 50.000 de oameni conduși de unul cu nume ciudat, cu numele Zorobabel, se întorc la Ierusalim, capitala statului evreu. Se întorc acolo cu scopul de a reconstrui templul. Templul era locul în care evrei se închinau lui Dumnezeu, se rugau lui Dumnezeu. Și când se întorc la Ierusalim, găsesc templul făcut una cu pământul. Este ca și cum dumneavoastră, într-o duminică dimineață, ați venit la biserică și v-ați găsit biserica făcută una cu pământul. Nu vă doresc asta? Dar cam același lucru l-au simțit evreii când s-au întors acasă. Și ne zice Biblia că atunci când au văzut templul făcut una cu pământul, au început să plângă și au zis, oh, niciodată templul acesta nu se va ridica iarăși. Apoi au făcut un lucru cu specific românesc. Știți ce au făcut? Au zis, noi ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus să venim la Ierusalim și să construim templu și vom construi din templu numai fundația. Și au făcut numai fundația de templu. Și timp de 15 ani, în fiecare
de la anul ascultăm de tine. Noi de la anul reconstruim templul și acest de la anul se transformă într-un fel de la anul și la mulți ani. În fiecare an, ziceau, de la anul ne pocăim mai mult. De la anul ascultăm mai mult de Dumnezeu. Nu cum face mulți dintre noi. Vin la biserică de multă vreme și ce spui? De la anul voi citi mai mult din Biblie. De la anul și mă rog mai mult. De la anul respect ce spune Biblia mai mult. De la anul. Și acest de la anul, dragul meu, nu știu cum s-a transformat pentru tine într-un fel de la anul și la mulți ani. Că în fiecare an tot așa zici. De la anul și de la anul, nu, cum faceți voi, dragi tine? De la anul voi învăța mai bine. De la anul voi sluji mai mult. De la anul voi sta mai mult la dispoziția Domnului. Ei, și în acest context în care evreii tot timpul aminau să asculte de Dumnezeu, în acest context se ridică profetul Hagai care profețește numai 4 luni de zile. Din luna septembrie până luna decembrie. Și mesajul lui este unul simplu. El zice așa. Așa vorbește Domnul oștirilor, nu mai amânați ascultare de Dumnezeu. Apucați-vă odată din lucru. Ascultă-mă, omule, același Dumnezeu o seară aceasta îi prezentă aici. Credeți asta? Amen. Și același Dumnezeu îți spune ție, care tot amâi în fiecare an să te pocăiești, care în fiecare an spui, de la anul să mă rog mai mult, de la anul voi asculta mai mult de Domnul. Așa îți vorbește Dumnezeu, apucă-te odată de lucru. Amen. Și dacă vei citi cartea asta, voi observa că de foarte multe ori se repete expresia Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul oștirilor. Ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? Noi predicatorii tot spunem, poate ați mai auzit și pe unii proroți, spunem Dumnezeul oștirilor. Ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? Nouă predicatorilor ne place să folosim cuvinte pe care le înțelegem mai mult numai noi. Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeul Savaot. Tot nouă predicatorilor ne place să complicăm lucrurile sau să explicăm lucrurile complicate cu altele și mai complicate. Cum am făcut eu cu voi acum. Când eram copil în biserica bunicilor mei, era un frate care tot timpul zicea în predică, oropsit, oropsit, oropsit. Eu nu pricepeam cuvântul acesta, așa că m-am dus la el odată și m-am întrebat, frate, ce înseamnă oropsit? Și el s-a urcat un aer filosofic la mine și mi-a spus, tinere, oropsit înseamnă urgisit. Frate, parcă pe ce fac la mine? Toți fratele acestea folosea deseori predică expresia un răgaz, un răgaz, multă vreme n-am știut de ce folosește cuvântul arăgaz. Cum v-am spus eu în seara asta? Dumnezeul oștirilor ce înseamnă? Dumnezeul Savaot. Dar ce înseamnă Dumnezeul Savaot? Dumnezeul oștirilor. Dar ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? Ce vrea să scoată în evidență expresia aceasta? Ea spune așa. Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeu măreț. Înseamnă Dumnezeu glorios. Mai mult decât atât înseamnă Dumnezeu de necuprins de mintea omenească. Întrebarea mea pentru tine în seara aceasta este cât de mare este Dumnezeul tău? Am venit să spun că Dumnezeul adevărat care a creat cerul și pământul, despre care Biblia spune că El cheamă fiecare stea pe noi. El este Dumnezeu de necuprins, Dumnezeu măreț, Dumnezeu glorios, Dumnezeu de necuprins de rațiunea și înțelepciunea omenească. Mi-aduc aminte că odată evreii se băteau cu filistenii. De multe ori se băteau evreii cu filistenii, dar de data aceea filistenii aveau o armă secretă. Și armă lor secretă era un om înalt, cu numele Goliat, despre care Biblia spunea că de fiecare dată ieșea înaintea oștirii filistenilor și le zicea evreilor așa. Care dintre voi evreilor este tare să vină și să lupte cu mine? Și în fiecare dimineață acest Goliat îl blestema pe Dumnezeul oștirilor. Și evreii ce făceau? Evreii se ascundeau. Unul se ascundea într-un cort, altul se ascundea printr-un pom. Și la un moment dat, în tabera evreilor, apare, știți cine? Apare un copil cu numele David. Un copil destul de slăbuț, un adolescent. Și când îl aude pe Goliat acesta cum îl blestemă pe adevăratul Dumnezeu, știi ce spune David? Mă voi duce eu să lupt acest Goliat. Evreii erau atât de disperați încât au spus să n-ai pe David în locul nostru. Ne spune Biblia că l-au îmbrăcat cu o armură grea. Parcă văd pe David îmbrăcat cu armura aceea, spune Biblia că n-a putut să facă decât un pas. Am mai făcut un pas și a zis, gata, nu mai pot. Am febră musculară. Mai departe nu pot. Dar am să iau eu armele mele neconvenționale. O praștie și niște pietre. Și am să lupt eu cu acest Goliat. Când tot poporul zicea, o, cât de mare Goliat. Doar un copil a venit și a spus, o, cât de mare este Dumnezeu. Aleluia. Când tot poporul se uita la Goliat și zicea, acest Goliat e atât de mare, încât nu poți să-l nimerești. Doar un copil a văzut evidentul. Goliat acesta e atât de mare, că n-ai cum să-l ratezi.
Și în stânga zice, s-a cădat totul cu leana. Și iată și sus și jos. Spune Biblia că s-a ridicat și s-a dus la luptă 1 Samuel, capitolul 17, versetul 45. Când David s-a dus împotriva lui Goliat, el a zis așa: eu vin în numele Dumnezeului oștirilor, aleluia. Întrebarea mea pentru tine, încă o dată, trebuie să răsune în mintea ta: dragul meu, cât de mare este Dumnezeul tău? Tu care spui că ești bolnav și că nu mai există șanse pentru tine, oare nu Dumnezeul tău destul de mare să te vindece? Tu care spui că ai un păcat de care nu poți să scapi nici cum, te întreb în seara aceasta, oare nu Dumnezeu destul de mare să te ajute chiar în această seară să scapi de păcatul din viața ta? Cât de mare este Dumnezeul tău, dragul meu ascultător, noi care ne plângem în dulcele stil românesc tot timpul, o, zice, nu pot să rezolv problema aceasta, o, nu pot să scap de păcatul acesta, pe câți ne-au spunând, m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de alcool, nu mă pot lăsa de imoralitate, nu mă pot lăsa de hoție. Întrebarea mea pentru tine este aceeași: cât de mare este Dumnezeul tău? Și încă suntem la introducere, stați liniștiți că introducerile la mine sunt mai lungi. Uitați-vă, vă rog frumos, la primele două versete citite. N-am să vi le citesc încă o dată, că observi ceva. Când predicatorul citește un verset, oamenii devin brusc mai meditativi. Așa că am să parafrazez, adică am să vă povestesc cu alte cuvinte ceea ce scrie de la versetul 11 la 13. Biblia aici spune un lucru foarte simplu. Noi oamenii nu putem transmite curățenie spirituală. Noi oamenii putem transmite doar contaminare sau mizerie. Cu alte cuvinte, Biblia spune așa: nu există niciun om în lumea aceasta să poată transmite altui om sfințenie. Există însă oameni în lumea aceasta care pot transmite altor oameni păcat sau mizerie. Știu lucrul acesta din experiența pe care o am cu gripa în fiecare an. Mă duc la foarte multe evanghelizări, dau mâna cu mulți oameni și de fiecare dată se găsește cineva destul de amabil să dea din gripa lui puțin. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat că eu să fiu sănătos și să dau mâna cu unul care e bolnav de gripă și brusc să spună: mi-ai transferat din sănătatea ta. Pentru că noi nu putem transmite, așa spune Biblia, un lucru cât se poate de logic și rațional. Noi oamenii nu putem transmite curățenie, dar putem transmite microbi. Fiți foarte atenți. Îi aud pe unii spunând așa, mai ales unii tineri: sunt eu destul de pocăit și destul de creștin și destul de sfânt să transmit din sfințenia mea și celuilalt. Îmi spunea un tânăr odată: frate, am să mă căsătoresc cu persoana aceea, chiar dacă nu-i place să vină la biserică, chiar dacă nu-i place să citească din Biblie, chiar dacă nu-i place să se roage sau să respecte ce spune Biblia, dar mă căsătoresc cu persoana aceea pentru că eu sunt destul de sfânt, am destulă sfințenie să-i transfer din sfințenia mea și acele persoane. Și am zis: omule, pocăința nu-i ca gripa. Ea nu se poate transfera așa. Mi-aduc aminte că odată, apropo de lucrul acesta, a venit un tânăr la mine și mi-a spus: frate, mi-a zis el, vreau să mă căsătoresc cu persoana aceea. Nu-i place de Dumnezeu, nu-i credincioasă, dar vreau să mă căsătoresc cu persoana aceea. Și i-a zis: omule, de ce? Și el mi-a zis: iată, frate, zice, sunt îndrăgostit. Când o văd, mi-a zis el, simt că nu mai am aer. Păi omule, asta e grav. Asta nu se numește dragoste, ci bronșit asmatică. Unii ne confundă. Oameni buni, Biblia zice un lucru clar. Niciun om din lumea aceasta nu poate transmite sfințenie. Nu te înșela singur. Îmi zicea cineva, m-am dus la preotul cu tare și mi-a transmis curățenie spirituală, sfințenie. Am venit în seara asta, omule, să spun că nu există niciun preot, niciun episcop, niciun pastor și niciun evanghelist în lumea aceasta să transmită curățenie spirituală sau sfințenie. Există unul singur destul de mare, destul de puternic să te sfințească. Numele Lui e atât de scump. Numele Lui este Iisus Hristos. O, El este Regele Regilor. Împăratul împăraților. Președintele președinților. Să știți că numele Lui. Cât de mare este Dumnezeul meu, în primul rând, destul de mare să mă curățească de orice păcat. Doar Iisus a fost perfect curat în lumea aceasta. Nu există niciun alt om care a trăit sub soare care să fie perfect curat. Doar El a fost perfect curat. Mi-aduc aminte că odată stăteam împreună cu ucenicii Lui și la un moment dat în fața lor a apărut un lepros. Lepra e o boală îngrozitoare care creează răni pe trupul omului și care face ca carnea de pe acel om să putrezească. Și leprosul a apărut înainte lui Iisus Hristos și ne spune Biblia că evreii au fugit care unde au putut, unul stânga, altul dreapta, și Iisus Hristos a stat față în față cu leprosul.
Parcă îi văd pe evrei ascunzându-se în spatele unei case, uitându-se și întrebându-se, uitați-vă ce face Iisus. Fiți atenți la El. Și Biblia ne spune că Iisus s-a atins de lepros. Și ce s-a întâmplat în momentul acela? Leprosul s-a făcut perfect curat. Și de ce? Pentru că Iisus s-a perfect curat. Doar El este destul de sfânt, destul de neprihănit, destul de curat și destul de puternic să ne curățească de orice păcat. O, mi-aduc aminte că odată stăteam înaintea dușmanilor lui și le-a spus așa, care dintre voi poate demonstra că am păcătuit măcar o singură dată să se ridice acum sau să tape pentru totdeauna? Ne spune Biblia că nimeni nu s-a ridicat în picioare. Câți dintre noi în seara aceasta am avea curajul să ne ridicăm acele picioare și să zicem, care poate demonstra că eu am păcătuit măcar o singură dată să se ridice în picioare sau să tacă pentru totdeauna? Probabil că ți-a zice soțul sau soția, mă, stai jos să ne faci râs. Că numai de asta ne-ați păcătuit din patru ori. Pentru că noi, dragii mei ascultători, avem fiecare dintre noi greșelile noastre, avem păcatele noastre, slăbiciunile noastre, mizeriile noastre. Dar a fost unul singur care a trăit în lumea aceasta, care a fost bătut și scuipat de dragul nostru. El a trăit perfect curat. El a fost perfect sfânt. Și El are această putere incredibilă de a se atinge de noi și de a ne curăți de orice păcat. Fiecare dintre noi avem mizerile noastre. Avem păcatele noastre, lucruri pe care le-am făcut în trecutul nostru și de care probabil în această seară ne este rușine. Dar am venit în seara asta să vă spun un lucru. Că Dumnezeul meu este Dumnezeul dragostei. Că El nu obosește iertând. Și că în seara aceasta El este destul de puternic să te curățească de orice păcat. Știu că poate există în locul acesta oameni care spun, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Am venit să spun că oricât ai fi decăzut, mâna lui Dumnezeu este destul de lungă să ajungă până acolo jos la tine. O, mâna lui Dumnezeu este destul de puternică să te ridice din starea de păcat în care te afli. Pentru că El este singurul în stare să ne curățească. Niciun preot, niciun episcop, niciun pastor, niciun evanghelist, ci doar Iisus Hristos, mă să fie numele Lui. O, îmi place ce spune Biblia, El este calea, singura cale. El este adevărul, singurul adevăr și El este viața, singura viață. Și în seara aceasta este în locul acesta gata să se atingă de tine și să te curățească de orice păcat. Dar știi cum ne curățește Iisus? Când Iisus Hristos se atinge de un om, El curățește mai întâi interiorul omului. Noi oamenii știți cum facem? Noi facem invers. Dacă ar fi ca noi, pocăiții, sau cei care ne numim creștini, ar fi ca noi să curățim pe cineva, noi de obicei facem lucrul acesta începând din exterior. De exemplu, dacă vine cineva la tine și te întreabă, Domnule, ce să fac eu să fiu mântuit, ce îi spui? În primul rând, poate îi spui, bine că ai venit la mine. Apoi îi spui așa, dacă vrei să ajungi la implozii, fă următorul lucru. Și te gândești bine. Dacă vrei să ajungi rai într-o zi, citește din Biblie măcar o oră și jumătate în fiecare zi. Că nouă ne place să punem standarde mai înalte pentru alții decât respectăm noi. Păi roagă-te o oră în fiecare zi. Apoi respectă tot ce spune Biblia și ne vom întâlni peste două săptămâni. O, și când te întâlnești cu omul peste două săptămâni, săracul e obosit. Îi zici, ce mai faci? Zici, nu mai pot. Am încercat să respect tot ce spune Biblia, dar n-am putut. Am încercat să mă rog, dar cum îmi spunea un tânăr simpatic, zice, la un moment dat am tot repetat pe Tatăl nostru că nu mai știam ce să spun. Am încercat să citesc din Biblie, dar când am ajuns la Hagai, n-am înțeles nimic. Știți de ce? Pentru că încă mâna lui Iisus Hristos nu s-a atins de interiorul acelui om. Știu că sunt în locul acesta tine, unii aduși de părinți cu forța în locul acesta. Poate ai venit în seara aceasta pentru că ți-au spus părinții, dacă nu vii în seara aceasta la biserică, ai încurcat-o cu noi. Știu că sunt oameni care nu pot respecta ce spune Biblia. Știu că ai încercat poate de multe ori să te rog. Dar ai putut, cum îmi spunea un tânăr, frate, zice, vreau să mă rog. Dar după 10 minute, nu știu ce să mai spun. 10 minute, ce pot? Vreau să citesc din Biblie, zice, dar de fiecare dată când citesc din Biblie, mă plictisesc îngrozitor. De ce? M-a întrebat. Și am spus și de ce? Pentru că încă Iisus n-a coborât în viața ta. Pentru că încă mâna lui Dumnezeu nu s-a atins de interiorul tău. Pentru că o adevărată schimbare, și cine-ți minte ce vă spun acum, o adevărată schimbare nu începe niciodată din exterior spre interior, ci o adevărată schimbare
începem totdeauna din interior spre exterior. Te vei chinui să citești din Biblie. Te vei chinui să respecti tot ce spune Biblia. Te vei chinui să te rogi până când Iisus nu se atinge de tine. Dar seara aceasta este seara în care tu trebuie să vii înaintea lui Iisus și să spui: Doamne Iisuse Hristoase, atinge-te tu de interiorul meu. Transformă, Doamne, interiorul meu. Atinge-te, Doamne, de mine. Coboară, Doamne, în sufletul meu. Coboară, Doamne, în mine. Apropo de faptul că niciodată schimbarea adevărată nu începe din exterior, se spune că odată o firmă de publicitate a făcut o campanie de publicitate în felul următor. Ei s-au gândit așa. Cum să demonstrăm noi că o anumită firmă poate schimba viața unui om? Și au căutat un boschetar, un om care nu are unde să locuiască, l-au găsit undeva sub un pod. Înainte de a intra în campanie de publicitate, l-au filmat, l-au fotografiat, apoi l-au îmbrăcat frumos, l-au parfumat, l-au aranjat și l-au filmat încă o dată. L-au filmat înainte și după. Și sloganul de publicitate era următorul: firma noastră îți transformă viața. Iată cum arăta omul acesta înainte să vină la noi, iată cum arăta acum. Au trecut însă de la campania publicitară vreo două luni de zile. Și un reporter deștept s-a gândit: măi, să mă duc să văd ce face boschetar. Unde era acum? Și reporterul s-a dus și l-a căutat. Unde credeți că l-a căutat? Sub pod. Era tot acolo. La direcția drumului și poduri. Era tot sub pod, cu un costum Armani pe el, care arăta îngrozitor. Arăta exact la fel ca la început. Știți de ce? Pentru că acea firmă de publicitate n-a schimbat decât exteriorul omului. Nu i-a schimbat interiorul. Exact cum facem noi câteodată cu oamenii care vin la bisericile noastre. Le schimbăm doar exteriorul, fără să ne atingem de interiorul lor. Și omul se chinuie și zice: vreau să respect ce spune Biblia. Mă chinui din greu. Mă chinui din greu. Și te chinui din greu. Știi de ce? Pentru că încă Iisus n-a atins inima ta. Dar te chem în seara aceasta să-i spui lui Iisus: Doamne Iisuse, recunosc că numai Tu te poți atinge de mine. Recunosc că numai Tu mă poți curăți. Recunosc că numai Tu mă poți scăpa. Coboară, Doamne, în viața mea. Te întreb, omule, nu te-ai săturat de o pocăință de doi bani? Nu te-ai săturat să slujești pe Dumnezeu din obligație? Să-ți pară greu să vii la biserică, să-ți pară greu să te rogi, să-ți pară greu să stai pe genunchi, să-ți pară greu să citești din Biblie? N-ai vrea ca lucrul acesta să se transforme în viața ta? Se poate! Cere lui Iisus Hristos să se atingă de tine. Știi de ce? Pentru că El are puterea aceasta de a transforma orice viață. O, eu cred că El are această putere. Eu cred că are această putere. Eu cred că are această putere. Pentru că dacă n-aș fi crezut lucrul acesta, n-aș fi venit în seara aceasta aici. Știi cât de mare e Dumnezeul meu? Și Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Destul de mare să mă curățească de orice păcat. Apoi, în al doilea rând, haideți să ne uităm de la versetele 15 la 19. N-am să le citesc, sunt multe și ne-am citit odată. Dar versetele acestea spun așa: câtă vreme, zice Domnul, n-ai ascultat de mine, nu te-ai întors la mine, eu, Domnul, te-am pedepsit. Dar versetul 19 spune așa: din ziua în care hotărăști, omule, să asculți de mine, din ziua în care hotărăști să te pocăiești, din ziua în care hotărăști să lași păcatul, eu, Domnul, te voi binecuvânta. Există o categorie de oameni care spun așa: eu nu mă pot schimba. Nu știu la voi dacă sunt oameni de felul acesta, dar în Oradea sunt. Deci eu nu mă pot schimba, nici eu. Eu așa e felul meu, zice, eu așa m-am născut. Dacă vrea Dumnezeu să mă schimb, să trimit un înger direct la mine. Chiar așa îmi spune cineva. Eu m-aș pocăi, dar dacă ar veni un înger direct la mine, să mă ia din bulere și să mă aducă direct în biserică. Și am spus: omule, mai poți aștepta 85 de ani. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi ceva. Dumnezeu așteaptă de la noi o decizie. Biblia zice așa: din ziua în care tu decizi, zice Domnul, să te schimbi, eu, Domnul, voi binecuvânta decizia ta. Mulți dintre noi așa facem. Doamne, eu m-am schimbat. Dar aștept să se întâmple ceva senzațional. Tu să intervii direct. Dumnezeu îți spune așa: omule, dacă vrei cu adevărat să te pocăiești, dacă vrei cu adevărat să lași un lucru păcătos din viața ta, dacă vrei cu adevărat să te schimbi, Dumnezeu așteaptă de la tine o decizie. Și Dumnezeu îți promite așa: că din secunda, că din momentul, că din clipa în care iei această decizie, Dumnezeu te va ajuta să te schimbi. Adică Dumnezeu va binecuvânta decizia ta. Dar sunt unii care nu cred că se pot schimba. Îmi spunea cineva: eu nu mă schimb niciodată. Neam de neamul meu am fost oameni nervoși. Tata nervos. Să vezi pe bunicul, zice, ce nervos era. Noi când ne enervăm, vedem doar negru în fața ochilor. Sau dacă e mai naționalist, numai roșu, galben și albastru.
Și a zis, măi omule, știu eu pe unul care a fost mult mai nervos decât tine. Tu când te enervezi, te cerți cu soția de va aude tot blocul. Dar omul acesta când se enerva, când s-a enervat odată, n-a stat la ceartă. Ne zice Biblia că a și omorât pe omul. S-a enervat cumplit. Dar Dumnezeu l-a transformat din Moise cel nervos în Moise cel mai blând om de pe fața Pământului. Știți de ce? Pentru că în al doilea rând, Dumnezeul meu este destul de mare să-mi transforme viața și să-mi readucă speranța. Eu cred că nu ești tu destul de păcătos și destul de înrăit ca mâna lui Dumnezeu să nu poată să se atingă de tine și să-ți transforme viața. Nu spune, eu nu mă pot schimba. Eu nu mă pot lăsa de păcatul acesta. Nu pot, am tot încercat. Ascultă, omule, Dumnezeu așteaptă de la tine o decizie. Acesta e lucrul pe care trebuie tu să-l faci. Să n-aștepți cumva să vină un înger, să te ia de gură, să spună, măi, păcătosul, eu nu mai fac lucrul acesta. Să n-aștepți să auzi o voce extraordinară. Dumnezeu așteaptă de la tine ceva, așteaptă un pas. Așteaptă decizia ta. Și din secunda aceea, Dumnezeu te va ajuta să te schimbi. Mi-aduc aminte, în statul bunicilor mei, ne rugam pentru un om păcătos. Era cel mai păcătos om din satul nostru, era un om înalt și violent, un om cu numele Petrică. Bunica îmi spunea, dacă nu ești cu minte, să știi că vine Petrică la tine. Nu știu, nu prea sunt bun și pe aici în seara asta. Cum vă spune probabil părinții voștri, dragi copii, dar să știți că nu v-ar da pentru nimic în lumea asta. Eu la vârsta aceea nu știam. Și ne-aduc aminte că în biserică ne rugam pentru Petrică. Se rugau frații pentru Petrică cu o credință românească. Doamne, ziceau ei, fă ca Petrică să vină la biserică. Dar auzea ecou în spate, pe omul acesta nici Dumnezeu nu mai poate pocăi. Și ne rugam în fiecare duminică, Doamne, pocăiește pe Petrică, Doamne, vă la biserică, dar nu credea vreunul că vreodată Petrică se va întoarce la Dumnezeu. Mi-aduc o aminte de dimineața aceea, de duminică, când Petrică a venit în biserică, a fumat de alcool, s-a așezat pe ultimul rând, până atunci ne-am tot rugat, Doamne, adu-l în biserică, acum se rugau frații, Doamne, fă să iasă cât mai repede în biserică. L-am așezat pe cei care se ocupau cu ordinea ca îngeri păzitori, în stânga și altul dreapta, fiți atenți cu ochii pe Petrică, să nu facă ceva. Tot timpul slujbei, nu niciodată, a plâns. Tot timpul slujbei, de la început până la sfârșit, a plâns. Și a plâns, și a plâns. Nimeni n-a crezut în pocăința lui, toți au spus, e o pocăință românească, care ține ca asfaltul la România, 3 zile și se duce. Mulți n-au crezut că se va întoarce vreodată omul acesta. Pocăința lui n-a fost doar de 3 zile. După o săptămână, Petrică era din nou în biserică, plângând din nou pe ultimul rând. Au trecut de atunci poate 12, 13 ani. Și astăzi Petrică stă în același loc. De fiecare dată când merg acolo, e așezat pe ultimul rând din biserică și plânge de la începutul slujbei până la sfârșit. La cele mai plictisitoare predici, când ceilalți stau meditativ și sau discută între ei, omul acesta plânge de la început până la sfârșit. L-am întrebat odată, frate, cum poți plânge de la începutul slujbei până la sfârșit? Și el mi-a spus așa, de asta 4 vieți în biserică, tot n-ar fi suficient să plâng toate păcatele pe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Și el mi-a spus așa, frate Adi, spune-le fraților unde mergi, că dacă Dumnezeu a putut să mă schimbe pe mine, nu există om în lumea aceasta să nu poată fi schimbat de mâna lui Dumnezeu. Am venit să spun, dragul meu, acela Viena, că Dumnezeul meu este Dumnezeul oștirilor, aleluia. Aleluia. El este Dumnezeu, El Shaddai. El este Dumnezeu atotputernic. Nu spune, sunt prea păcătos să mă schimb. Nu mă pot lăsa de păcatul acesta. Omule, Dumnezeu așteaptă de la tine o decizie. Dumnezeu așteaptă de la tine să spui chiar în seara aceasta, Doamne, începând din seara aceasta, eu mă schimb. Doamne, nu ies din locul acesta până când nu te atingi de mine. Începând din seara aceasta, las minciuna. Începând din seara aceasta, las imoralitatea. Începând din seara aceasta, las soția. Începând din seara aceasta, las păcatul. Doamne, iau decizia aceasta și te rog, binecuvântează tu decizia mea, Doamne. Și spun în seara aceasta, omule, Dumnezeu se va atinge de tine, va transforma viața ta. Știi de ce? Pentru că El are această putere extraordinară.
O, n-are niciun preot din lumea asta puterea să te schimbe. N-are niciun pastor puterea să te schimbe. Însă există cineva care te poate schimba. El a murit pentru tine. Numele Lui este Iisus Hristos. El se poate atinge de tine, dar așteaptă de la tine ceva, omule. Așteaptă de la tine o decizie. Așteaptă ca tu să spui, Doamne Iisuse Hristos, începând din seara aceasta vreau să-mi schimb viața. Începând din seara aceasta vreau să te urmez pe tine. Începând din seara aceasta vreau să las acest păcat. Doamne, atinge-te tu de mine. Până astăzi, Doamne, am tot încercat eu cu forța mea. Și știu pe mulți care tot încearcă și mi-a spus, frate, am încercat. De 8848 de ore am încercat să scap de păcatul acesta și n-am reușit. I-am spus, omule, există o singură soluție. Spune eu, Iisus, Doamne, atinge-te de mine. Și în momentul în care Iisus se va atinge din interiorul tău, în momentul în care Iisus va coborî în viața ta, îți garantez că viața ta se va schimba. Știi de ce? Pentru că El are această putere, slăvit să fie numele Lui. O, dacă n-aș crede lucrul acesta, nu l-aș spune. Știți de ce am venit în seara aceasta aici? Pentru că am știut că la Viena, în Biserica Agape, e prezent acest Iisus Hristos. Aleluia. Și există o cântare care spune frumos, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Omule, Iisus nu se va atinge de tine dacă tu stai nepăsător și meditativ în timpul predicii. Însă dacă tu îi spui lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, vreau să mă schimb, în seara aceasta îți garantez că acest Iisus se va atinge de tine. Și lucrul acesta îl vei simți. Doamne, atinge-te de fiecare dintre noi. Amin. Cât de mare e Dumnezeul meu, oh, cât de mare e Dumnezeul meu. Dumnezeul meu e destul de mare să te curățească de orice păcat. Nu există om destul de păcătos ca Dumnezeu să nu-l poată ierta. El este destul de mare să-mi transforme viața și să-mi readucă speranța în al doilea rând. Și nu merg de la voi și nu termin predica asta până nu spun versetele 21 și 22, versetele mele preferate din Hagai. Fiți atenți. Îmi plac mult că vorbește despre un cutremur. Sunt catastrofice. Versetele 21-22. Deschideți mai ales urechea, inima, sufletele. Vorbește lui Zorobabel, zice dregătorul Iuda și spune, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnia al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna carele de război și pe cei ce se suie în ele. Despre ce vorbește Biblia aici? Ciudat. Voi clătina cerurile și pământul. Doamne, dar de ce vrei tu să faci un tremur? Care-i cauza? Evreii spuneau în fiecare an, Doamne, noi am construit templul din Ierusalim, am ascultat de Tine. Dar noi suntem oameni buni, dar avem niște vecini răi și vecinii aceștia sunt mai tari decât noi și ei nu ne lasă să ascultăm de Tine. Noi suntem oameni de treabă, noi am vrea să ne întoarcem de la Tine, noi am vrea să ascultăm de Tine, Doamne, noi am vrea să construim templul. Dar sunt vecinii aceștia răi care de fiecare dată când noi construim ceva ziua, ei noaptea vin și dărâmă. Și, Doamne, noi suntem micuți și slabi, iar ei sunt puternici. Și vine vocea lui Dumnezeu prin Hagai și le spune așa, oameni buni, el zice, Domnul, sunt destul de mare să rezolv problema pe care voi aveți cu vecinii voștri. Pentru că eu, zice Domnul, voi clătina cerurile și pământul. Voi nimici puterea împăraților numai ca să rezolv problema voastră. Știți de ce? Pentru că, în al treilea rând, Dumnezeul meu este destul de mare să rezolve cele mai mari problemele noastre. Faceți-vă rog frumos liniște. Dar mai ales liniște aici. În exterior putem să facem liniște. Și vă rog frumos, în momentele care urmează, să vă gândiți la cea mai mare problemă din viața voastră. Dar numai la cea mai mare, că noi românii avem multe probleme. Gândește-te care este cea mai grea problemă din viața ta. Poate o problemă de sănătate. Poate o problemă financiară. Poate o problemă în familie, cu soțul tău sau soția ta. Gândește-te la cea mai mare problemă ta, chiar în secunda aceasta. Privește-ți spre problema aceasta ta. Și apoi privește-ți spre Dumnezeu. Compară problema ta cu măreția lui Dumnezeu. Îi spune Biblia despre un om cu numele Moise că avea o problemă foarte grea. El trebuia să ducă un popor, poporul evreu, vă aduceți aminte de ei, timp de 40 de ani printr-un pustiu până într-o altă țară, din Egipt până în Canaan. 40 de ani printr-un pustiu. Și cineva a făcut un calcul și a zis așa, Moise ar fi avut nevoie de 500 de tone de mâncare în fiecare zi, să le dea la evrei de mâncare. 12 milioane de galoane de apă și 4 tone de lemne în fiecare zi. Și îmi imaginez momentul acela în care Moise stă față în față cu Dumnezeu. Vine Moise înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, Moise, ia poporul meu,
40 de ani printr-un pustiu vă plimbați și apoi ajungeți în Canaan. Și văd pe Moise uitându-se la Dumnezeu și spunându-i: Doamne, dar cum să hrănesc eu milioane de oameni? De unde să le dau eu, Doamne, 500 de tone de mâncare în fiecare zi? Că în vremea aceea supermarketul nu existau. De arace semănat prin deșert nu se putea. Și parcă aud vocea lui Dumnezeu care spune: Moise, supermarketul cerului este non-stop deschis. Am să vă dau mâncare direct din cer. Iar voi veți trece cu autoservire. Pentru prima dată în istorie. Cu autoservire. Și în fiecare dimineață ne spune Biblia că Dumnezeu la tot puternic le trimitea mâncare și oamenii luau, se autoserveau. Dar parcă la urmă Moise continuă și spunându-i: Doamne, dar problema e și mai grea. De unde fac rost de apă aici în deșert? Că noi avem o sapă, nu-i prea bună. Dacă am să fac cu ei cu sapa asta, poate merge vreo 5 metri în jos. Dar mai jos nu se poate, Doamne, că se surpă și deșert. Apă plată sau minerală, n-avem de unde, Doamne. Și se aude vocea lui Dumnezeu spunând: Moise, asta e o problemă atât de simplă pentru mine. Pentru mine cel ce sunt numit Dumnezeu El Shaddai. Adică Dumnezeu atotputernic. Moise, vezi piatra aceea? Da, Doamne, văd. Uite-te bine la ea. Dă cu mâna mea. Fă-i studiul geo. Uite-te mai atent. Moise, vreți vreo apă de acolo? Doamne, dar cum să văd în stânca asta? Uite-te mai atent. Și se uită, Moise, și mai atent. Mai dai? Mai dai. Mai dat odată, mai dat odată, Doamne. Sigur nu-i apă. Doamne, dacă numești, eu mă pricep foarte bine. Nu mai uit odată. Mai uit odată. Din stânca aceea, Moise, eu, Dumnezeu, am puterea să scot apă. Și din stânca aceea Dumnezeu a scos apă. Știți de ce? Pentru că e un Dumnezeu puternic. Doamne, dar ce o să fac cu ei? Unde îi încauzi, Doamne? Prin deșert. De unde pantofi, Doamne? Și se aude vocea lui Dumnezeu care spune: Moise, aceasta e o problemă atât de slabă comparativ cu puterea mea de Dumnezeu. Am să vă dau niște pantofi, Moise, de marcă, care 40 de ani nu se vor rupe. Ce marcă extraordinară. Mi-am cumpărat și eu niște pantofi. Și-au ținut made in România. Vreo 4 zile și s-au dus. De marca adevărată. 40 de ani, spune Biblia, că pantofii evreilor nu s-au rupt. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu oștirilor. O, pentru că El este destul de puternic să rezolve cele mai grele și mai dureroase problemele noastre. Despre El spune Biblia că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. El a trecut într-o zi pe lângă o femeie care ducea singurul copil înspre mormânt. O, de-aș fi fost în ziua aceea acolo cum aș fi fugit. Când ne zice Biblia că s-a oprit în dreptul mortului, Iisus s-a atins de mort și mortul s-a ridicat. Și de ce? Pentru că El are această putere incredibilă de a aduce mortul la viață. Pentru că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Mi-aduc aminte că povestea un frate pastor, spunea el: am crescut într-o familie cu 4 sau 5 copii. Într-o zi tatăl nostru s-a îmbolnăvit și a fost dus la medic. S-a îmbolnăvit atât de grav încât medicii l-au trimis acasă, era pe moarte. Dar pentru că eram săraci, medicii s-au gândit să ne facă un lucru bun, să facă o faptă bună. Să-l trimită pe tata acasă împreună cu sicriul. Și în salvare, lângă tata, aproape mort, au așezat sicriul. Când a ajuns acasă tata, l-am așezat în sufragerie, în singura cameră pe care o aveam, spunea el. Și ne-am rugat pentru el. Și în clipa aceea nu s-a întâmplat nimic. Că noi tot timpul penticostale, noi penticostale vrem că atunci să se întâmple ceva. Însă a doua zi tata era pe picioare. Au trecut de atunci, poate zicea el, vreo 20 de ani. Tata și astăzi păstrează sicriul undeva în pod. Și de fiecare dată când vine cineva la noi, îl duce acolo în vizită. Unii se mai și sperie, zicea el. În penumbra din pod, le arată un sicriu. Și le spune așa: aici ar fi trebuit eu să fiu, dacă mâna Dumnezeului meu nu m-ar fi ridicat acolo. Știți de ce? Pentru că noi, dragii mei, avem un Dumnezeu destul de mare să rezolve cele mai grele problemele noastre. Voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul ca să rezolv problema pe care voi aveți. Unde medicul spune nu, Dumnezeu poate spune da.
unde psihologul spune nu, Dumnezeu poate spune da.